Bun găsit! Toată lumea își dorește o piele curată, fără imperfecțiuni și luminoasă. Secretul unui ten fin la atingere stă în ritualul de îngrijire, în funcție de specificul său. Aș vrea să le iau pe rând și să-ți explic ce ar trebui să includă acest ritual de îngrijire, ținând cont de problemele tenului tău. Acnea poate lăsa cicatrici și poate avea un impact emoțional și social major asupra vieții tale. Chiar dacă este foarte comună la adolescenți, și adulții se pot confrunta cu această problemă, medicii dermatologi numind-o acnea cu debut tardiv sau acnea la vârsta adultă. Este important să știi ce tip de acnee ai, inflamatorie sau non-inflamatorie. Cum le deosebești? Foarte simplu. Acnea non-inflamatorie include punctele negre și punctele albe. În schimb, coșurile sau formațiunile roșii umflate fac parte din acnea de tip inflamator. Dacă ai puncte negre sau puncte albe, îngrijirea pielii presupune aplicarea unor produse precum loțiuni de curățare, loțiuni tonice sau creme hidratante care pot să aibă în compoziție, de exemplu, acid salicilic. În felul acesta, pielea este exfoliată în mod natural, iar celulele moarte care pot duce la apariția punctelor negre sau albe sunt îndepărtate mai ușor. Tratamentul acnei este unul complex și trebuie recomandat de medic în funcție de forma de acne de care suferi. Pe lângă tratament, trebuie să mai ții cont de câteva recomandări. Spală-te pe față de 2 ori pe zi, mai ales dacă transpiri. Aplică pe ten doar produse de curățare cu acțiune blândă, care nu au în compoziție alcool sau parfum. Nu aplica scrub pe pielea acneică pentru că riști să agravezi. Renunță la gestul de a stoarce coșurile și nici nu-ți atinge fața în timpul zilei. De altfel, stai departe și de produsele alimentare cu un index glicemic crescut, pentru că numeroase studii au demonstrat că acestea pot agrava acnea. Ce se întâmplă dacă ai rozacee? Rozacea se manifestă în principal printr-o roșață inestetică la nivelul feței și este uneori însoțită de leziuni asemănătoare coșurilor. Pe lângă acestea, apare și senzația de usturime, mâncărimea pielii și disconfort în general. Doar medicul dermatolog poate pune diagnosticul de rozacee, așa că dacă bănuiești că te confrunți cu această problemă, indicat este să consulți specialistul pentru a nu fi simptomul unei alte afecțiuni sistemice, de exemplu. Dacă medicul dermatolog confirmă că ai rozacee, nu aplica local creme cu cortizon, pentru că aceste produse pot agrava roșața sau pustelele. Evită produsele de îngrijire care au în compoziție alcool, pentru că nu vor face decât să usuce și mai mult pielea. Sunt contraindicate tehnicile de microdermabraziune, gomajele dure sau peelingurile chimice, cele cu acid glicolic, de exemplu. După ce te demachezi sau după ce te speli pe față, șterge ușor fața prin tapotare, un prosop de bumbac curat sau preferabil un șervețel. Îngrijește pielea și atunci când roșața sau leziunile au dispărut și nu schimba foarte des produsele pe care le aplici pe față, mai ales dacă pielea ta le tolerează și s-au dovedit a fi eficiente în cazul tău. Când ieși afară, nu uita să aplici o cremă de protecție solară. Ar fi bine să folosești poate și fondul de ten hipoalergen sau pudra cu factor de protecție solară. Faci parte din categoria persoanelor care se confruntă cu senzația de piele care ține furnicături roșiață și chiar prurit, mâncărimi? Este foarte posibil să ai tenul sensibil. În acest caz, îngrijirea trebuie adaptată nevoilor pielii sensibile. Astfel, aplică pe ten doar produse blânde, hipoalergenice, care nu conțin alcool, parfum și multe alte substanțe chimice. Evită atât exfolianții abrazivi, cât și exfolianții mecanici pentru a nu provoca și alte leziuni la nivelul pielii. Hidratează tenul doar cu creme intensiv hidratante, care să aibă specificat pe ambalaj că sunt indicate celor cu pielea sensibilă. Aceste produse ar trebui să conțină ingrediente care rețin umiditatea
precum emolienți și umectanți, glicerină, acid hialuronic și care întăresc bariera lipidică, ceramidele. Te confrunți cu pori dilatați în zona nasului sau pe obraj. Porii dilatați sunt specifici tenului gras. Nu ai cum să-i ștergi complet de pe față, dar poți să îmbunătățești aspectul pielii astfel. Spală-te pe față de mai multe ori pe zi cu apă rece. Apa rece determină contractarea porilor dilatați. Mai poți folosi și comprese cu gheață. Înfășoară 2 cuburi de gheață într-un prosop și topotează ușor pielea pentru 2-3 minute. Folosește un gel de curățare care are acid salicilic și produse cu vitamina C, deoarece aceasta stimulează regenerarea celulară. Dacă vei ține cont de aceste recomandări simple, vei vedea că de la o zi la alta, pielea ta va fi mai curată și mai netedă. Pe doc.ro găsești foarte multe articole despre cum poți să elimini micile imperfecțiuni la nivelul tenului. Ai grijă de tine, ai grijă de sănătate!